Nu vreau să risc de toate prostiile care sunt pe aici. Și cum... Salut, Sandrici, bine v-am găsit la un nou vlog. E bine, astăzi o să facem ceva ce nu credeam absolut deloc că o să fac în viața asta și vorbesc foarte serios, pentru că eu mă spirit destul de ușor. Nu știu dacă știți, dacă nu știți, vedeți acum. După câte vedeți, astăzi suntem și cu Florin și suntem într-un loc în care, băi, un pic cam horror. Am găsit în Galați, unde stăm noi, o casă bântuită, adică eu sper să nu fie bântuită, sper să fie doar părăsit. Ciclat, totul e foarte nașpa, să nu ajungem în fosta bucătărie unde a fost aici. Și haide să vă arăt, efectiv, uitați-vă și voi, în primul rând ăsta e cel mai dubios om pe care l-am văzut în partea asta. Uitați, bă, căști de constructori, felinare, cabluri. Ce ăsta? Busuioc, iedere otrăvitoare, nu știu ce este, trandafir. Astea chiar sunt cele mai creepy chestii pe care le-am văzut, sunt niște lădiții cu niște sticli. Uitați acolo o boxă sau ce-o fi asta. Am mai găsit încă una aici ca să punem în cadru, să facem forță. Vă știți cum e Spider-Man cu simțul pe angena lui, nu? Așa am și eu presimțiri că nu prea e ok ce facem noi aici, dar... Mi-am luat și o șapcă ca să nu stau cu părul descoperit, că mi-e frică de lieși mâncava și nu vreau să mă transform în Batman. Și o să facem noi în video de astăzi, e bine o să spunem niște poveșorul într-un loc horror, pentru că na, a venit Halloween și trebuie să fim și noi mai în spiritul Halloween-ului cum ar veni. Totuși parcă n-asta am nici cu gluga că se aude efectiv. Gen n-aud, asta e problema, zici că izolat fonic. Trebuie să ne închidem cu mașina pe siguranță, știți cum este când vi-e frică și vă împeliți sub orice așa? Îl avem pe ăsta aici, pe dacă tot. Nu închid direct până la fantom în gură. Ajută-mă și pe mine, mâncați, ești grața. Tu ce faci? S-a arăt și o brață ăsta. Bun, deci acum o să-l punem pe Florin să zic el primul poveștile, pentru că... Deci încep eu? Da, da. Gândiți-vă cât ceasul, cât ceasul, 11 seara. E 11, da, e 11. Deci fiindem. Și că de la casa asta unde suntem acum. Nu mai, deci e posedat, arată rău, nu mai. Deci zic, e cea mai bună, dacă vrei să o postăm pe final. Dă-o de acum, dar ce ne suntem noi bărbați? Deci la casa asta unde suntem acum. Nu mai, deci deja gata. Și că există un bici. Noi suntem în put. Și este o legendă despre casa asta. Aici a trăit o familie care avea un băiat gen. Îl chema Florin, ia uite. Băiatul ăla în fiecare seară când trecea pe lângă beci auzea un schelălei de cățeluș, cum ar fi, pui de cățeluș. Așa. Chiar era curios să vadă la ce se aude și într-o seară s-a încumetat și a zis să coboare în beci, deși părinții i-au interzis să intre în beciul ăla. A coborât în beci ușor ca să nu facă zgomot, mergea pe scări. Da. Și a început să auze din ce în ce mai accentuat schelăleitul. Deși a ajuns în beci și n-a găsit niciun câine. Între timp l-a găsit măsa, l-a certat foarte tare, l-a scos afară din beci. Dar pentru că măsa nu l-a mai certat atât de tare ca până acum, i-a dat o înghețată ca să se liniștească băiatul. Și pentru asta băiatul n-a mai întrebat-o pe măsa ce era cu copilul fără mâini și fără picioare din beci. Du-te, aici, mai de aici, că eu nu pot să cred, dar ești... Mă, dar cum ai fost să fie? Putu-mă, din beci, măsa, cap! Alătă, nu știu, v-am zis că poți să luăm. Ia, n-ai pe o zici cu Vladimir de 3 ori. Vladimir. Mai, de aici atunci cum se da deja. Bun, o să zic și eu povestea, adică na, eu sper să îmi iasă cum mi-am făcut-o eu în minte, că dacă nu și-o imaginează și asta, nu, vă dați seama. Deci tot la fel, era vorba de o familie care abia s-a mutat într-o casă, tot la fel cum suntem noi una mare cu etaj, așa, cu pod, cu astea, și... Făcând curățenie pentru că abia s-au mutat, că era o cază asta. Știți cum mai vedeți pe stradă cu de vânzare și așa, era cam aceeași chestie. Așa, era cam aceeași chestie. Și făcând de curățenie, să mobilezi, să le-a, nu știu ce, au găsit o cameră secretă. Au inspectat pe acolo, au făcut curățenie și nea știi că au descoperit că e casa mai mare, da, cum ar veni. Da. Și au găsit ca un fel de cufăr, numai că nu, era un fel de cutie din asta, de lemn, ca da, un fel da, de da, cufăr, da, cum ar veni, și au găsit în ea un fel de pergament din asta, pe care era scris un fel de vrajă, cum ar veni. Acolo scria că există niște consecințe, că vraja asta poate să aduc ceva bun, dar în același timp poate să vină cu niște chestii foarte... Da, adică efecte secundare. Adverse. Până la urmă, părinții au spus-o pentru că ei aveau o pierdere în familie, o fată de-a lor, și când au spus vraja aia, a revenit fata lor numai că pe jumate, cum ar veni. E ca un fel de zombie, un fel de ăla. Și de fapt să se zic data asta de 31 octombrie. Doamne ferește. Ea se simte ca acasă și poate să iasă pe stradă fără să o judece. Bă, las-o. Și cu... știm cu toții că am văzut de-a lungul vieții noastre așa cu colțul ochiului o umbră. Fiecare dintre noi a observat
o umbră, gen, că nu vedem 360 de grade, nu știu când se explică. Sper că ai și tu și să vedem. Bărbatul locuia singur într-un apartament și le tot spunea prietenilor că vede umbre în forme de persoane care se mișcau prin casă. Jura prietenilor lui că... Mamă, ce m-am speriat! Dispăreau obiecte din casă, cineva îi mânca mereu mâncarea din frigider și începeau să se miște obiectele prin cameră și tot așa. Mm. Adică chestii de-astea paranormale. Ectoplasmă, de-aia mâncava și gura voastră. Bă, ce... Râuleu! Ce m-am mi-am crezut că se miște. E spumă din aia, mă? Da, cred. Bă, nu atinge, ești prost! Ei, pojar! Omul, ca să vadă că nu se înșeală, într-o zi a instalat o cameră ascunsă într-un colț al apartamentului și când s-a uitat pe imagini, a văzut o femeie ieșind dintr-un dulap folosindu-i apartamentul ca și cum ar fi fost al ei. Când a urmărit imaginile, femeia se afla la doar câțiva metri de el, tot în dulap. Avea 58 de ani, cică, nu avea o locuință și a recunoscut în fața poliției de fapt că a locuit în apartamentul bărbatului timp de un an. Deci asta era vii. Da, era vii. Și no. Asta vedea ea, el mereu colțoicului. Păi ești prost. Da, că mă încep și eu să văd astea și poate chiar e unul pe bune dulap. Da, tu și așa n-ai dulap în casă, n-ai. Bun, și a doua poveste, am auzit-o la cineva, nu zic că am găsit-o eu sau așa, dar mi s-a părut foarte bun. Era odată trei prieteni din ăștia și s-au dus la unul care avea un frate, cum ar veni. S-au dus la o băiețeală, cum, ia uite, ăsta e de la care... S-au dus la un prieten care ăsta avea un frate. Cum s-au mai dus la o petrecere în asta să distreze, să nu știu ce, mai dădeau câte una, câte două și au luat cu amețeală. Ăștia s-au dus la... fratele ăla lui, gen, la calculator, că avea un calculator, să vadă ce au pe el, cum ar veni, ce are fratul cu calculator. Și-au găsit efectiv un ritual din ăla de demon, că s-au gândit să-l citească. Pe moment toți au început să râdă, gen, au zis că e mare pe penis, nu știu ce. Și au început, dacă tot au zis că sunt la o seară din asta de băieți, să deschidă telefonul, să înceapă să filmeze, gen, să aibă amintiri cum ar. Au început să dea telefonul de la unul la altul, să filmeze între ei. Și s-a terminat eu. După a doua zi, ce-a zis unul dintre băieții la care a filmat, zic, băi, ați vedeți noi ce am făcut în seara aia. S-a uitat, a început deodată să rămână mască, efectiv am cremenit, s-a albit la față, nu știa ce să facă și a sunat pe ăștia și a zis, băi, veniți repede până la mine să vă arăt ce am filmat pe telefon. S-a găsit, nu știi povestea asta, nu? Mm-hmm, nu, chiar nu știu, hai zi, s-a găsit efectiv și i-a întrebat, bă, voi ce vă mai aduceți aminte de aseară, cum ar veni? Ce să facem? Am distrat, am mai băut, nu știu ce. Deci, voi vă dați seama că noi ieri am filmat și nu știu ce, am dat telefon la unul la altul. Mm-hmm. Ei erau trei în total. A apărut unul, a apărut al doilea, a apărut al treilea și deodată nu mai filma nimeni. Toți a, gen, îi filma cineva, da. Dar nimeni n-avea telefon. Filma ăla care îl invocasele. Cam asta a fost și cu vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu știu dacă o să mai fac așa ceva vreodată, nu știu, adică e destul de creepy a fost. Creepy. Și ce să vă mai spun, abonați-vă, dați un like și... Nu, camera.